Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, subiectul de azi, Nunda, pisica gigantică mâncătoare de oameni din inima Africii. Cândva omenirea trăia ghemuindu-se înfricoșată în peșteri luminate, palii de focuri de lemne. Afară în depărtare, noaptea se așternea la oaltă cu urletele înfiorătoare ale uriașelor mamifere carnivore ale timpurilor de piatră și foc. Răgetele se întipăreau adânc în sufletele și subconștientul colectiv al primilor oameni care în acele vremuri străvechi încă nu ajunseseră stăpânii lumii. Povestea aceasta s-a petrecut seară de seară timp de mai multe milioane de ani, răstimp în care omul era dominat de strămoșii carnivorelor de azi, fiare necruțătoare în fața cărora omul nu se putea împotrivi cu armele sale primitive. Zi de zi, acești carnivori necruțători, adevărate versiuni uriașe ale leilor, tigrilor, hienelor și urșilor din zilele noastre, își luau tainul din rândul primelor comunități umane. Atunci noi oamenii eram mai mult vânat decât vânător. Undeva în Africa secolului trecut. Strămoșii leilor și tigrilor au dispărut de mult, acum milioane de ani, și odată cu ei au părăsit scena naturii și teribilii tigri cu colți pumnali din genul Smilodon și Machairodus. Așa cel puțin sună varianta oficială a oricărui paleontolog sau cercetător care a studiat în detaliu aceste feline de coșmar. Dar iată că la începutul anilor 1920 o serie de rapoarte venite din Tanganyika, zona aflată pe atunci sub mandat britanic, aveau să bulverseze nu doar autoritățile britanice, ci și oamenii de știință și paleontologii care nu își puteau explica existența unei asemenea feline gigantice necunoscute. În urmă cu câțiva ani, oamenii Europei și ai Americii s-au cutremurat unul pe celălalt, spunându-și reciproc povești despre Chupacabra, un monstru care arăta ca o pisică sau un lynx care sfâșie animalele de companie în întunericul nopții. Ce fel de animal este, zoologii încă nu pot spune. Însă, aborigenii africani știau despre acest monstru încă de la începutul secolului 20 și nu-l considerau deloc un produs al forțelor întunecate. Dacă în jungla africană, de pe țărmurile lacului Tanganyika, unui rezident local i s-ar povesti despre trucurile ciupacabrei, nu ar fi fost foarte surprins din moment ce o creatură cu obiceiuri similare de pe continentul negru e cunoscută încă din vremuri imemoriale. Triburile Africii centrale o numesc Nunda. Periodic acest monstru iese din junglă și, la fel ca ciupacabra, ucide animalele și uneori oameni. Un document a supraviețuit până în zilele noastre, care descrie un incident care a avut loc în 1920. Într-o noapte, într-o suburbie a celui mai mare oraș din Tanzania, Dar es Salaam, în pădurea ecuatorială africană, misterioasă, fascinantă, neînchipuit de frumoasă, dar plină de pericole, trăiește Nunda sau a trăit. E o felină uriașă care pur și simplu terorizează populația satelor de pe malurile Tanganyikei. Puțini sunt zoologii care au auzit despre acest animal și foarte puțini sunt cei care cred în existența lui. Oficial s-a făcut cunoscută apariția fantomei în anul 1920, când într-o noapte un jandarm din corpul colonial a dispărut. Colegul care a venit să-l schimbe din ture i-a găsit arma în piața satului, a alarmat autoritățile coloniale britanice, însă trupul neînsuflețit al camaradului său a fost găsit abia dimineață, departe de Cătun, desfigurat de un animal carnivor extrem de puternic. La început s-a crezut că e vorba despre un leu, însă victima avea în pumnul drept un smoc de păr cenușiu. Prin urmare au ieșit din culpă și leii și leoparzii. Rapoartele în sine erau din nefericire o serie de relatări sumbre ale unor atacuri nocturne asupra băștinașilor și ascarilor, jandarmi coloniali din Africa de Est, adeseori de origine arabă, însărcinați cu menținerea ordinii publice. Capitanul William Hitchens, guvernator al provinciei Lindi din Tanganyika, azi Tanzania, s-a ocupat în prima fază de investigarea și verificarea cazurilor de atac ale unei feline de talie nemai întâlnită pe care băștinașii terorizați o denumiseră Nunda, fiara cenușie. Primului caz de atac i-a căzut victimă un ascari care patrula pe timp de noapte pe străzile înguste ale sătucului Lindi. În vara anului 1920, nefericita victimă a fost ucisă și dusă în junglă, unde a fost descoperit cadavrul consumat aproape în totalitate. La început au fost încriminați leii, dar în zona respectivă nu mai fuseseră văzuți leii de mult timp. În plus,
În pumnul încleștat al victimei, anchetatorii au descoperit un smog de blană cenușie. Părea că Ascariul, în momentul morții, a apucat și a smuls spasmodic, într-un ultim gest de disperare, din blana cumplitei fiare care l-a atacat. Anchetatorii erau într-un impas total. Singurele carnivore din Africa care ar fi putut ucide un om sunt leul, leopardul și hiena pătată. Niciunul dintre acestea nu prezintă însă blană de culoare gri. Înapoi la postul de poliție, investigatorii au avut parte de o surpriză de proporții. La ușa postului așteptau tremurând doi băștinași înconjurați de o mulțime la fel de înspăimântată. Cei doi erau atât de terifiați încât implorau autoritățile să închidă într-o celulă cu ziduri cât mai groase, unde demonul cenușii pe care l-au văzut să nu ajungă la ei. Cei doi băștinași plănuiau inițial un furt de vite. În acest scop l-au urmărit pe jandarmul local, asigurându-se astfel că traseul său nu se va intersecta cu al lor. La un moment dat, cei doi au văzut o felină uriașă asemănătoare cu un leu, dar de două ori mai mare, cu blană de culoare gri cenușie brăzdată de câteva dungi răzlețe negre. Impozanta felină l-a prins în colț pe Ascari și a dispărut într-o clipită în desișurile țepoase ale savanei. Hitchens nu i-a luat în serios pe cei doi. În noaptea următoare, moartea cenușie a lovit însă din nou. Un al doilea Ascari avea să fie devorat la marginea satului. În următoarele luni, bilanțul macabru al nundei s-a ridicat la 20 de oameni și sute de vite. Toți martorii oculari descriau același făptaș, o felină de culoare gri vărgată cu o înălțime la umăr de circa 1,50-1,75 metri și cu o conformație corporală mult mai masivă decât a oricărui leu. După acest masacru, autoritățile au catadixit să pornească o acțiune de urmărire și capturare a nundei. Sute de băștinași ascari și ofițeri britanici, bine înarmați, au colindat savana împădurită fără niciun rezultat palpabil. Deranjată probabil de larma și zgomotul hăitașilor, nunda s-a retras adânc în mijlocul savanei împădurite, unde putea vâna nestingherită aproape orice pradă. Bilanțul victimelor și recompensa. Cât a ținut vara, 20 de oameni și aproximativ 100 de vite au fost ucise de același răpitor nocturn în acele sate. Din relatările martorilor oculari, are ieșit că fiara era o pisică cenușiu bărgată, mai înaltă decât o zebră și mai puternică decât un leu. Capturarea sau uciderea animalului s-a dovedit la un moment dat a fi imposibilă și pentru a preveni eventuale tulburări, autoritățile au interzis triburilor deținerea armelor de foc. Puțini jandarmi aveau puși, dar comandamentul poliției refuza să creadă povestea despre nunda, susținând că e vorba despre vreun leu antropofag care trebuie să cadă în capcanele întinse sau să înghită momeala otrăvită. Numai după cea de-a 20-a victimă, guvernatorul a luat hotărârea să trimită câteva companii de întărire să înceapă o acțiune de curățenie a junglei. La această acțiune au participat jandarmi, sute de militari, vânători localnici și hăitași. Premiul pentru capturarea criminalului cenușiu a fost de 5.000 de lire sterline, sumă substanțială pentru acea perioadă. Astfel, numeroși vânători europeni au venit să-și încerce norocul. Fiara nu a putut fi prinsă, deranjată probabil de atâta agitație, s-a ascuns în junglă, nemai acționând ceva vreme. În timpul vânătorii au fost masacrate și animale nevinovate, precum leoparzii. După 4 ani, Patrick Bowen, scoțian de origine, și-a instalat tabăra pe unul din malurile lacului Tanganyika. La câteva zile, conducătorul unei așezări din apropierea taberei i-a cerut ajutorul. Nunda a început să se acționeze din nou, răpind un băiat. Fără să ezite, Bowen și-a luat arma și cartușiera cu gloanțe blindate și a pornit în sat. După aproximativ 3 ore de căutări, vânătorul și însoțitorul său au fost nevoiți să se întoarcă în sat, unde căpetenia i-a arătat scoțianului smocurile de păr cenușiu vărgat care rămăseseră pe gardul curții, de unde fusese răpit copilul. Și scoțianul a crezut că e vorba despre un leu, dar amprentele pe care le-a lăsat misteriosul animal l-au bulversat, fiind cele mai mari urme pe care le văzuse vreodată. Pe solul umed, Bowden a apucat să observe și să fotografieze urmele enigmaticei fiare. Arătau ca urmele unui leu, doar că erau duble ca mărime. Învingându-și frica, scoțianul a pornit în urmărirea fiarei. După câțiva pași, n-a mai descoperit decât o baltă de sânge, în timp ce urmele felinei se pierdeau în savană. Un ultim incident a avut loc în anul 1937, când Hitchens era obligat să facă un nou raport despre un localnic mutilat de nunda.
Notele de la încheierea raportului sunau astfel. Într-o bună zi mi-a fost adus la Mcinga, întins pe o targă, cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodată în Africa. Omul era pe moarte, fiind sfâșiat îngrozitor. Camutu era un vânător desăvârșit. Mă însoțise în zeci de vânători când urmăream lei, simba și leoparzii în sui. Cunoștințele sale despre sălbătice erau neîntrecute. În plus, Camutu era un vânător curajos care în câteva ocazii ucisese leoparzii înarmat doar cu câteva lănci. Totuși, acum zăcea literalmente rupt în bucăți în fața mea. Când l-am întrebat cine l-a mutilat, m-a privit în ochi și mi-a răspuns Ngva, cu altă denumire a Nundei. Pe patul de moarte nimeni nu minte, conchide trist în încheierea raportului său capitanul Hitchens. Tot în anul 1937, revista Discovery a scris un articol susținând că Nunda nu există și că este de vină imaginația oamenilor. După cel de-al doilea război mondial au început să apară din nou rapoarte despre Nunda, rapoarte ce au pricinuit probleme serioase și de maximă atenție pentru zoologi și autoritățile locale. Un carnivor necunoscut sau un supraviețuitor din Quaternar. Mulți zoologi și cercetători în frunte cu celebrul Bernard Hulman, fondatorul criptozoologiei, s-au întrebat ce putea fi Nunda. Oamenii de știință au concluzionat că animalul nu făcea parte dintr-o nouă specie de feline, ci mai degrabă era un mutant hibrid între leu și leopard sau de ce nu o legendă. Până în ziua de azi nu a fost capturată nicio Nunda. O ultimă expediție care a avut loc în anul 1949 a fost un insucces. Nunda, nelăsându-se prinsă nici de această dată. Mai târziu, tulburările social-politice apărute în urma revoltelor Mau Mau au sistat orice încercare de a continua căutarea felinei gigantice. Noi masacre și surprize. 1978-1980, noi masacre sunt făcute în vestul Keniei și de data aceasta, recompensa oferită de autorități pentru capturarea fiarei a atras mulți vânători profesioniști din Europa, Africa și America de Nord. Însă abia în anul 1980 a fost împușcată o creatură ciudată în timp ce încerca să răpească o tânără care culegea fructe la marginea junglei. Surpriza tuturor a fost în egală măsură la fel de mare. Animalul nu era Nunda sau Cinisset, cum a mai fost botezată, ci o ființă despre care nu se auzise vreodată și care practic era o imposibilitate sau nereușită genetică care provoacă și azi discuții aprige, controverse și insomnii în lumea oamenilor de știință. Cadavrul era al unui carnivor suplu, rapid și extrem de puternic, puțin mai mare decât ghepardul regal, care a fost descoperit în 1924. Trăsăturile feroce aduceau în același timp cu trăsăturile felinelor, lupilor sau reptilelor de mult dispărute. Ghearele erau lungi și încovoiate, neretractabile, aducând coale bufniței. Partea posterioară a trunchiului, labele din spate și coada erau acoperite cu solți mici și aspri, oasele păstrând caractere reptiliene. Niciun zoolog sau om de știință nu s-a încumetat să comenteze ceva despre animalul care practic nu există și totuși a fost împușcat. De unde a apărut această ființă imposibilă? Spunem noi imposibilă, dar oarecum șansa poate admira poarta zeiței Iștar, descoperită între ruinele Babilonului în 1902 de Robert Caldwell. Printre minunatele bazoreliefuri smălțuite care o acoperă, 575 de figuri animaliere, se pot observa și animale cu corpul, gâtul și coada acoperite cu solzi. Toți cei care au văzut s-au minunat, dar puțin specialiști, printre care Robert Caldwell, au atras atenția asupra faptului că aceste vietăți seamănă cu unele specii de dinozauri dispărute. Majoritatea zoologilor au refuzat să ia în calcul o asemenea ipoteză până când în 1980 a fost împușcată o rudă keniană a sirușiilor babilonieni. Natura ne mai poate rezerva surprize. În 1982, la 22 martie, Fundația Națională de Științe a Statelor Unite a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că o expediție americană a descoperit în Antarctica numeroase schelete ale unor viețuitoare până acum necunoscute, o seminte de pinguini giganți, de mamifere marsupiale vechi de 40 de milioane de ani. La ce ne-am mai putea aștepta? Supozițiile conform cărora Nunda ar fi un ultim descendent, dacă nu chiar un leu de peșteră, care ar fi supraviețuit până în prezent, nu sunt deloc fanteziste.
Ca dimensiuni și înfățișare, leul de peșteră, Panthera leo spelea, era asemănător cu Nunda. La fel de bine se poate ca Nunda să fie o altă specie de felină mare încă necatalogată. În acest caz, cea mai mare felină din lume ar trăi în Africa. Situația n-ar fi deloc una unică. Numai târziu de anul trecut, o echipă de zoologi britanici a descoperit o nouă specie de felină. Leopardul marmorat din Borneo, Neophelis iardi, este o felină neobișnuită. Deși este cel mai nou membru catalogat în subfamilia pisicilor mari, studiul ADN-ului acestei specii a relevat că leopardul marmorat de Borneo e de fapt cea mai primitivă specie de felină care trăiește în zilele noastre. Ipotezele legate de Nunda rămân deschise, iar adâncurile Africii pot oferi întotdeauna cele mai surprinzătoare descoperiri, chiar și în secolul 21. De regulă, apariția animalelor mitice este neașteptată. Localnicii, cel mai adesea, nu pot să-și amintească sau să dea un exemplu atunci când acest monstru a fost văzut pentru prima dată. Există o legendă străveche în Africa care descrie istoria apariției felinei gigantice în jungla continentului. Nunda este o versiune prescurtată a unui bas Swahili intitulat Sultan Majnun, Sultanii Majnunii, cules de Idor Steer, 1828-1882, în Swahili Tales, așa cum este spus de nativii din Zanzibar, 1870. Andrew Lang a inclus-o în The Violet Perry Book, 1901. Un sultan era foarte mândru de grădina lui și de 6 dintre cei 7 fii ai săi, dar îl disprețuia pe fiul cel mic, pe care îl considera slab. Potrivit unei legende răspândite, sultanul avea o pisică uriașă. Odată animalul a scăpat din incinta palatului și a făcut prăpăd în cotețele de găini. Gărzile indignate ale sultanului au cerut permisiunea de a ucide animalul, dar au fost refuzate. Sultanul și-a explicat decizia destul de simplu. Puii mei, pisica mea, lăsați-l să facă ce vrea. După pui, victimele pisicii misterioase au urmat să fie oi, vaci și chiar cămilele sultanului. Deranjați de evenimentele care au avut loc în fața lor, paznici au auzit de fiecare dată aceleași cuvinte. Animalele mele, lasă pisica să facă ce vrea. Ultima pradă au fost 3 copii ai sultanului care au murit în ghearele pisicii gigantice. După aflarea veștii triste, domnitorul a strigat în disperare: aceasta nu mai e o pisică, aceasta este un monstru. Văzând durerea părinților săi, fiul cel mai mic al sultanului a promis să urmărească pisica scăpată și să o omoare. Cu toate acestea, neputând găsi felina, care fugise din incinta palatului, a ucis un câine sălbatic și l-a adus mamei sale. Femeia nu și-a crezut fiul și l-a trimis din nou în junglă, în căutarea lui Nunda. În următoarele încercări, tânărul a ucis succesiv o girafă, un rinocer și un elefant, de fiecare dată gândindu-se că în fața lui era o pisică ucigătoare. Totuși, mama sa l-a trimis în pădure iar și iar, descriind cum ar trebui să arate de fapt în realitate. În cele din urmă, aproape disperat, băiatul a întâlnit-o într-un final pe Nunda și a ucis-o cu o pușcă de vânătoare. În semn de recunoștință, tatăl său i-a dat tronul. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!